dâns o pasă greșită. Timaru scapă pe contraatac, Timaru și este gol! Fostul mare jucător Ioan Timaru revine la marea sa dragoste. Chiar astăzi, 25 martie, în ziua în care împlinește 48 de ani. Sunt onorat că am fost invitat de domnul comandant și mi s-a propus funcția de antrenor coordonator. E ceea ce îmi doresc să fac. Alături de Nelu Alexe și Răzvan Lupașcu, Ioan Timaru are planuri mari la Steaua, formație pe care a mai pregătit-o între 2018 și 2020. Nu știu dacă am lipsit la multe meciuri, așa că nu simt că am fost plecat vreodată, dar că acum vin într-o calitate în care chiar îmi dă o responsabilitate mai mare și aș vrea să ajut mult mai mult secția de hockey. Sperăm să facem o echipă competitivă și să abordăm campionatul așa cum își doresc toți suporterii. Ioan Timaru a fost de 13 ori campion național și a câștigat 17 cupe ale României cu Steaua. El a îmbrăcat tricoul național al României de 157 de ori, evoluând la 19 ediții ale campionatelor mondiale de seniori, 2 campionate mondiale de tineret și 3 campionate mondiale de juniori. Totodată, Ioan Timaru a fost inclus în Hall of Fame-ul hockeyului mondial. Ce trebuie echipei de hockey să câștige trofeea? E întrebarea care se pune de ani de zile și răspunsul care e de ani de zile. Patinoarul. Deci e foarte important să putem să avem un patinoar unde să ne desfășurăm activitatea și suporterii să vină aproape de echipa.